Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vă voi face predicții cu cărțile Lenormand pentru a afla ce se va întâmpla cu relația voastră până la sfârșitul anului. Așadar, gândiți-vă la relația pe care o aveți cu partenerul vostru, cu iubitul vostru și la ce vă puteți aștepta în următoarele luni de zile până la sfârșitul anului. Alegeți-vă una dintre cele trei variante pe care le-am pregătit cu pietrele. Piatra albă, piatra verde sau piatra roz. Alegeți-vă varianta după cum rezonați cu aceste culori, cu aceste pietre, bazându-vă pe intuiție. Gândindu-vă la partenerul vostru, la iubitul vostru, la persoana iubită, la ce relație aveți cu aceasta și ce vă doriți în viitor, în următoarele luni, de la această relație, de la acest partener, această parteneră pe care o aveți. Și să vedem ce spun cărțile Lenormand, pentru că voi folosi acest pachet de cărți. Așadar, voi începe pentru început să fac etalarea pentru cei care și-au ales varianta pietrei albe. Deci concentrați-vă pe o întrebare referitoare la relația voastră sau gândiți-vă la modul general ce se va întâmpla cu relația voastră în următoarele luni până la sfârșitul anului. Cum va fi, unde va duce această relație, ce se va întâmpla. Pentru cele care și-au ales varianta de trei albe, să vedem ce se va întâmpla cu relația voastră până la sfârșitul anului, relația cu persoana iubită, da? Ok. Este posibil ca această persoană să fie în următoarea perioadă mai generoasă cu voi, să dea dovadă de mai multă generozitate sau romantism. Pentru unii dintre voi poate nu este o persoană de aceeași naționalitate sau de aceeași religie, dar pare că cel puțin din tăiere că va da semne de generozitate, poate chiar să vă facă și un cadou sau o propunere romantică. Să vedem. Cum vedeți voi această relație? Cum o vede partenerul vostru relația voastră? Cum va merge relația în viitorul apropiat, deci următoarele zile, săptămâni? Și să vedem în viitorul mai îndepărtat, adică până la sfârșitul anului ce se va întâmpla. Da? Deci să vedem. Voi, cum vedeți relația? Voi vedeți această relație ca pe o relație de căsătorie. Vă doriți așa o căsătorie cu această persoană? Doriți să faceți o familie, să fiți împreună, să vă căsătoriți? Sau dacă sunteți căsătoriți, că să fie de durată această căsătorie, această durată, da? Deci, așa vedeți voi relația. Voi o vedeți ca o relație pe viață sau o relație de durată, o relație în care să fiți un cuplu oficial, da? Din punct de vedere oficial. Este foarte posibil ca să, sau poate unii dintre voi, această relație așteptați să vă, chiar și să vă ceară în căsătorie. Deci voi considerați că este persoana potrivită pentru căsătorie și așteptați această cerere în căsătorie de la această persoană cu care sunteți. Sau să vă căsătoriți, sau să-i propune să vă căsătoriți, da? Asta așa vedeți voi relația. Cum o vede partenerul? Partenerul, din păcate, el o vede această relație ca pe o înșelătorie. Sau o consideră ca pe o ispită, poate. Poate și să aibă și acest semnificat. Sau ca o trădare, poate unii dintre voi nu sunteți într-o relație tocmai
normală, să zic așa, poate sunteți amanți, amante, da? Și atunci el vede această relație că este vorba despre o trădare în această relație, da? Știe acest lucru, vede că este o înșelătorie, știe. Sau mai aveți grijă că e foarte posibil ca partenerul să nu aibă încredere în voi, da? Deci el să vă considere că îl înșelați, că îl mințiți, nu are încredere sau că îl duceți în ispită. Îl tentați, ca să zic așa, da? Deci, că încerca să-l obțineți ceva de la el. Că încercați să-l luați pe departe, ca să zic așa, să obțineți ceea ce vrei. Așa vede el relația, da? Deci, aici vi se cere să fiți mai atenți un pic, să fiți mai cu grijă în această relație. Pentru că dacă nu sunteți voi cei care înșelați, este posibil ca el chiar să vă înșele, da? Cum va merge relația în viitorul apropiat? În viitorul apropiat, această relație va da naștere la multe discuții și bârfe. Poate și din cauza anturajului, din cauza unor vecini, din cauza unor persoane din afara relației voastre, da? Deci să încerce să vă strice oarecum cuibul, da? Pentru că vezi, mi-a apărut aici două păsărele care își încearcă să-și construiască un cuib, da? Și în jos, lângă, sunt niște persoane de toate culorile care discută, da? Deci este foarte posibil să se lanseze foarte multe bârfe, discuții pe seama voastră, să încerce să vă strice cuibul, să încerce să se introducă în această relație ca să vă strice într-un fel sau altul până niște bârfe, da? Deci, sau mai poate să mai însemne în partea pozitivă a lucrurilor că va exista multă comunicare, multe schimburi de informații între voi, de discuții la telefon, prin SMS-uri, prin mesaje. Da, deci este foarte posibil și acest lucru, dar totuși trebuie să fiți atenți pentru că mi-a apărut și această trădare, să fiți atenți totuși și la bârfele care se pot spune pe seama voastră, da? Să încercați să vă țineți departe de posibilitatea de a da naștere la bârfe. Pentru că sunt discuții care vă pot crea neplăceri. Iar cum va evolua relația în viitorul îndepărtat, depinde de el. Deci foarte mult depinde de el. Este foarte, sau el va, tot cu el veți rămâne, cu această persoană, veți rămâne cu el. Sau mai poate să mai existe și o a doua variantă, să cunoașteți o altă persoană. Poate să fie, pe de aici a apărut poate și trădarea, cum vede la această relație. Să vă mai apară o altă persoană. Deci, până la sfârșitul anului, să mai aveți o posibilitate să alegeți. Poate și de aici vin bârfele, da? În viitorul apropiat aveți grijă că este foarte posibil să mai intre în viața voastră, să mai aveți ocazia să mai cunoașteți o altă persoană. Deci, dacă nu este el, da? Cam asta este tot ce pot să spun pentru cei care și-au ales varianta pietrei albe. Haideți să vedem și pentru cei care și-au ales varianta pietrei verzi ce se va întâmpla în următoarea perioadă. Să vedem ce se va întâmpla cu relația voastră în următoarele luni. Deci, pentru cei care și-au ales varianta pietrei verzi. Cei sau cele, da? Deci eu fac să rețineți că acestea sunt niște predicții generale și sunt adresate atât femeilor cât și bărbaților, da? Deci poate uneori uit să specific că este vorba și despre femei sau despre bărbați, da? Deci vreau să înțelegeți voi că sunt predicții generale adresate ambelor sexe. Trebuie să vedem unde va duce relația voastră, ce se va întâmpla cu relația voastră, cu partenerul, ce se va întâmpla în următoarele luni. Voi aici trebuie să aveți grijă la minciuni, la trădare, da? Deci trebuie să aveți grijă, să e vorba despre niște trădări aici, despre niște minciuni, de cineva viclean, poate cineva care încearcă să vă înșele cu ceva. Și contează foarte mult un copil sau copii au o mare importanță în această relație. Acum nu știu dacă partenerul are copii sau voi aveți copii, pentru că sau se va pune problema unui copil să faceți un copil, poate, da? Deci contează foarte mult în următoarea perioadă această problemă legată de copil. Deci să vedem.
cum vedeți voi relația, cum o vede partenerul, ce se va întâmpla cu relația, cum va merge relația în viitor apropiat și să vedem cum va merge în viitorul mai îndepărtat, următoarele lucruri la sfârșitul anului, ce se va întâmpla. În prezent, pentru, deci cum vedeți voi relația? Da? Deci voi o vedeți ca, o schimb, ca un schimb de, de mesaje, deci telefoane, comunicați, comunicarea. Deci așa vedeți voi relația, că încă că stați într-o comunicare cu această persoană sau că există multe bârfe discuții, persoane care încearcă să vă strice cuibul, da? Că va ieși și vouă această... Deci așa vedeți voi relația, că în acest moment există multe bârfe, mulți bârfitori, multe persoane rău intenționate care încearcă să vă strice cuibul, de toate culorile. Persoane care stau și se uită la cuibul vostru, la relația voastră și tot discute și spun lucruri fără niciun sens acolo, înfloresc ei, inventează ei, discută ei, da, și acest lucru vă poate cauza probleme, da, deci așa vedeți voi relația, asta știți deja, v-am spus. Cum vede el relația? El așteaptă o veste, așteaptă o scrisoare, el această relație o vede ca pe, ca pe ceva care așteaptă un document, ceva scris, ceva sigur, sau o vede ca pe... Deci el vrea să vadă ceva scris, ceva oficial, da? O scrisoare. Așteaptă de la voi poate un semn, o veste, o scrisoare sau așteaptă să vă căsătoriți, poate că e un document oficial, o să vă oficializați relația, poate să fie și acest lucru, da? Deci mi-a ieșit scrisoarea care vorbește despre contracte scrise, poate să faceți un contract, un, nu știu, de o afacere, de o casă, de ceva, da, deci așteaptă, asta așa vede el, sau el consideră că voi sunteți ca într-o relație de că aveți ca și un contract între voi făcut, da, ca și cum e ceva oficial, care nu aveți o legătură. Vedeți aici, a ieșit scrisoarea care are deja și acest sigiliu, da, deci pe care voi deja v-ați oficializat relația, da? Poate că sunteți căsătoriți, poate că sunteți logodiți sau poate că stați împreună într-o casă sau, sau poate că el își dorește acest lucru, da? Deci el așa vede relația, practic, da? Sau că i-a trimis niște vești, scrisori, poate și acest lucru, pentru că și voi aici aveți comunicare și el vede comunicare. Deci între voi poate este, sau poate sunteți într-o relație de început în care doar comunicați, poate schimb de mesaje, poate o relație la distanță, poate nu sunteți împreună în acest moment și comunicați prin intermediul mesajelor, telefonului, internetului, computerului, da? Poate să fie și acest lucru. Iar în viitorul mai îndepărtat va ieși aici această carte Mătura și Biciul. Este foarte posibil că va fi nevoit să faceți curățenie în viața voastră, în relația voastră, să îndepărtați ceea ce nu funcționează sau poate posibil să vă pedepsiți unul pe altul. Pentru că mi-a ieșit și biciul, da? Și biciul mai înseamnă și pedeapsă. Este foarte posibil să vă pedepsiți unul pe altul. Sau să vă certați, să ajungeți la certuri, la discuții, da? Deci niște, poate din cauza celor bârfe, din cauza unor lucruri care nu funcționează în viața voastră, da? Și trebuie să încercați să faceți să faceți o curățenie, să îndepărtați din viața voastră poate acele persoane care bârfesc, da? Să nu mai sau discuțiile inutile între voi, da? Să faceți. Dar mi-apare aici e posibil să aducă, să aveți niște discuții, niște certuri voi și trebuie sunteți pedepsiți pentru aceste discuții și certuri. Poate să fie și acest, și acest lucru. Sau mai poate să mai însemne că veți putea avea în viitor o întâlnire, veți avea întâlnirile care le aveți cu partenerul, cu partenera, să fie, cum să spun, întâlniri în care să aveți întâlniri sexuale, să zicem așa, dar în același timp vă și pedepsiți unul pe altul, da? Deci pentru niște lucruri spuse din cauza unor bârfe, da? Din cauza unor certuri pe care au fost... care au fost între voi în perioada anterioară. Cam asta e tot ce pot să spun și pentru acești, pentru cei care și-au ales varianta pietrei verzi. Haideți să vedem și pentru cei care și-au ales varianta pietrei roz.
la ce se pot aștepta în următoarea perioadă, până la sfârșitul anului, din la relația pe care o aveți, de la relația pe care o aveți, cumva ce se va întâmpla cu relația voastră în următoarele luni de zile. Hai să vedem ce se va întâmpla cu relația voastră până la sfârșitul anului, da? Voi aici poate veți afla niște secrete sau va trebui să nu dezvăluiți niște secrete, da? Sau mai aveți multe lucruri de învățat. Aveți avea sau aveți niște câștiguri, puteți avea și niște câștiguri aici sau ține foarte mult de muncă. Unii dintre voi poate chiar studiați sau va trebui să mai studiați. Sau mai aveți grijă că este foarte posibil ca partenerul să fie un pește. Deci, pentru că imaginea simbolică a acestei cărți este vorba de un lac și un pește foarte mare, iar împrejur este o persoană de sex masculin și mai multe femei. Da? Deci să aveți grijă la partenerul vostru să nu fie un pește, da? Să nu fie o persoană care se ocupă cu traficul de persoane și proxenetism, prostituție, da? Aveți grijă, cele care sunteți fete, tinere, în spot special, femei. Cum vedeți voi relația? Voi vedeți o relație foarte frumoasă, o relație de viitor, cu foarte multă lumină, cu foarte multă reușită, cu foarte mult succes, vedeți voi această relație. Deci, îl considerați soarele în viața voastră sau un succes considerați această relație. Deci cei care v-ați ales varianta pietrei roz, voi vedeți această relație ca succesul vostru maxim în viață, ca să zic așa, pentru că reprezintă soarele vostru, da? Deci el este centrul universului vostru, el sau ea, da? Centrul universului vostru. Și va duce fericire, da? Vă dă mai multă putere, mai multă forță. Așa vedeți voi această relație. Cum o vede el? El o vede ca pe o relație, ca pe un schimb de mesaje romantice, da? Deci ca pe o relație romantică, o vede ca pe faptul că sunteți îndrăgostiți, că este vorba de o relație sentimentală. Este o carte, o relație sentimentală. Deci el vede această relație ca pe o relație sentimentală, ca pe un schimb de mesaje, pentru că vedeți, mai ești aici inimioara și aici schimbul de două persoane care scriu une altea niște mesaje. Deci el vede această relație în acest moment ca o relație sentimentală în care se face schimb de mesaje sentimentale, mesaje pe telefon, prin SMS-uri, da, sau chiar vorbite, verbale. Ce se va întâmpla în viitorul apropiat? În viitorul apropiat, fie sunteți voi ca femeie, această persoană contează foarte mult cum veți acționa voi, cum veți, sau e posibil să apară o altă femeie, da? Deci este foarte posibil ca în viitorul apropiat, în această relație, să mai intervină o altă femeie, dacă nu sunteți voi acea persoană. Pentru că până la sfârșitul anului, această relație este ca și moartă. Deci poate să aducă fie moartea în sensul adevărat al cuvântului, deci aveți mare grijă, moartea cuiva, nu știu neapărat dacă a voastră, sau fie relația voastră se va termina, se va rupe, se va, da, deci nu va dura acest lucru. V-am spus din tăiere că mie mi-a apărut acolo acel pește, da, deci aveți mare grijă, nu la toate cazurile e acest lucru, dar este foarte posibil să existe și unul pentru anumite persoane care și-au ales, pentru unele persoane care și-au ales varianta pietrei roz, să fie o situație de acest gen și atunci trebuie să aveți mare grijă. Cu toate că ea mi-a ieșit aici o relație sentimentală, o relație care parcă și el ar fi o persoană care a pus suflet în această relație, da? Dacă este, dar totuși mi-apare aici că mai intervine o altă femeie sau mai are pe cineva, poate să fie și atunci un acest lucru, adică este un bărbat care nu e neapărat că este pește, este o persoană care se ocupă cu traficul de persoane, cât cum este o persoană care are mai multe relații în același timp, poate să fie și una dintre aceste variante sau nu este constant, da? Deci el se îndrăgostește foarte ușor și la fel de ușor le abandonează.
așa cum fac de altfel și peștii. Iar aici mi apare, pentru el este ca o muncă, sau ține de munca lui, pentru că cartea aceea din tăiere mai semnifică și munca, da? Deci profiturile, câștigurile financiare. Iar aici la viitor mi-a apărut această carte foarte urâtă, care semnifică poate o boală, poate să fie o relație care se vă îmbolnăvește atât de tare, sau este o relație care nu are sorți de izbândă. Din păcate, mi-apare acest sicriu, care sicriu vorbește despre o despărțire, să nu-i spunem moarte, da? Să-i spunem finalul unei, poate unui model, unei scheme, a unei fel de a privi lucrurile, a unei relații, poate să fie moartea relației, da? Este finalul, ca să zic așa, deci... Dar aveți grijă că poate să fie și o relație care poate să fie, să vă ducă moartea, da? Deci, nu știu, poate din gelozie. Aici nu mi-arată foarte clar de ce se întâmplă lucrurile acestea. Dar o să pun o carte ca să vedem. E vorba de niște secrete, să știți. Niște secrete pe care le aflați. Da, deci este vorba despre niște secrete, o cheie. Cheia reprezintă niște secrete. Veți afla niște secrete și atunci relația se termină. Poate că aici mai are o altă persoană, mai are o soție, o amantă, o iubită, nu știu. Aici vedeți voi pe parcursul. Din păcate, cam asta este situația. Aici e vorba de o cheie care, din păcate, duce... Pentru o cheie, această relație se termină. Acum, în sensul real al cuvântului cheie sau în sensul figurat al cuvântului, că chiar reprezintă și secretul, posibilitatea de a deschide, de a vedea o situație, de a găsi soluția la o situație, da? Deci, din cauza unei... pentru că găsește o altă soluție, poate să se termine relația, găsește o altă variantă, găsește o altă persoană care îi dă o cheie, îi dă o oportunitate, îi dă ceva care contează foarte mult. Sau poate că aflați dumneavoastră, v-am spus, un secret care pentru acest lucru se poate încheia relația. Cam asta este tot ce pot să vă spun și la cei care v-ați ales varianta pietrei roz. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că v-ați regăsit în ele pe dumneavoastră și partenerul, că vă împlinesc așteptările sau că măcar veți ști cum să procedați, pentru că ați văzut la ce vă puteți aștepta în viitorul apropiat, în viitorul mai îndepărtat până la sfârșitul anului. Dacă nu v-ați, vă mulțumesc că ați fost și în seara aceasta alături de mine pe canalul meu de YouTube. Și dacă nu v-ați abonat încă pe acest canal, vă invit să o faceți, să vă alegeți să accesați butonul roșu care îl găsiți sub acest filmuleț și clopoțelul în același timp pentru a putea primi la timp notificările cu noile predicții care le fac. În același timp vă rog să lăsați și reclamele să curgă, fie pe acest filmuleț, fie pe filmulețele de pe acest canal pe care le urmăriți de acum încolo sau pe care le revedeți din cele care au fost deja publicate, pentru că aceste reclame fac acest canal să funcționeze și să crească. Vă doresc în continuare o seară plăcută și să fiți iubiți! La revedere!